O nouă gală a premiilor de excelență pe anul 2013 a fost prezentată aseară, anfitrion fiind directorul Kiss FM Giurgiu, Mugurel Roșu. Într-o atmosferă de mare sărbătoare au fost premiați cei mai valoroși giurgiuveni sau cele mai meritoase instituții, care în anul ce se apropie de final au activat în domenii ca voluntariat, învățământ, sport, cultură, mass media sau care au organizat acțiuni caritabile de amploare. Bine ați venit în această seară la a treia ediție a galei premiilor de excelență. Încercăm să scoatem în evidență pe acei oameni sau acele instituții care, de-a lungul unui an, au reușit să facă lucruri extraordinare. Noi, prin extraordinar, am înțeles acele lucruri care sunt ieșite din comun, care depășesc normalitatea care ne apasă, din păcate, în fiecare zi, oameni care reușesc la locul lor de muncă să facă mai mult decât scrie în fișa postului sau în sarcinile de servici. Au participat oficialități giurgiuvene, reprezentanți ai principalelor instituții din județ sau simpli spectatori, iar la loc de cinste s-a aflat inegalabilul Ivan Pațaichin, devenit de acum un fidel prieten al Giurgiului. Am foarte mulți prieteni ca dovadă în Giurgiu și mă bucur că în seara aceasta pot fi alături de dumneavoastră la o asemenea gală. Mă onorează acest premiu, faptul că ceea ce am făcut astăvară poate e doar un început, pentru că proiectul România încearcă să promoveze aceste valori românești, natura, apa și mai ales mișcare. De aceea încercăm să atragem cât mai mulți copii către mișcare, către natură, să-i facem cumva să devină mândri pentru ceea ce avem noi în țară. Sala Ateneului Nicolae Bălănescu, plină la refuz, a încântat spectatorii cu momente de dans pregătite de copiii de la asociațiile Flori Art și Millennium Art, dar cei prezenți au fost încântați și de quartetul de coarde al Orchestrei Radio din Capitală.